La startul campaniei a fost și directorul statului major al apărării, generalul major Corneliu Postu, care a pedalat împreună cu lotul de ciclism al echipei Invictus România. Au parcurs 37 de kilometri simbolici din Pitești și până la sediul batalionului 33 vânători de munte Posada din Curtea de Argeș, unde au păstrat un moment de reculegere în memoria camarazilor căzuți la datorie. Cred că e un proiect care ne poate aduce împreună. Cred că e un proiect Invictus în sine, fiind un proiect despre cum putem combate nepăsarea, despre cum putem să învățăm să fim din nou împreună și să ne sprijinim unii pe alții. Pe lângă promovarea proiectului de recuperare prin sport a militarilor răniți, campania România Invictus are ca obiectiv și atragerea de sponsori și parteneri în vederea sprijinirii participării la jocurile Invictus. Să ne depășim traumele care le-am pățit. Am rămas în urma accidentului cu o neuropatie cronică la piciorul stâng, mai multe intervenții chirurgicale la piciorul drept, genunchiul drept spart. Eduard Grosu, sportivul care la doar 21 de ani a devenit primul ciclist profesionist din România și care acum se pregătește să ne reprezinte la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost și el prezent. Îmi face mare plăcere să fiu alături de ei. Știu câte sacrificii se fac pentru a avea rezultate în sport, cu atât mai mult ei care au trecut prin momente dificile. Sunt foarte bucuros să fiu aici și sper ca să putem să le dăm o mână de ajutor și să reușească să obțină ceea ce și-au propus pentru jocurile de la Haga. Povestea Invictus România a debutat în anul 2014, atunci când un grup de voluntari militari și civili, inspirați de organizarea la Londra a primelor jocuri Invictus sub patronajul prințului Harry de Wales al Marii Britanii, au început un proiect de educație care, dincolo de ideea de promovare a valorilor militare și naționale, și-a propus să sensibilizeze societatea civilă asupra recunoștinței care se cuvine camarazilor răniți în acțiuni militare și să ducă și militarii răniți români la Invictus Games. Toate poveștile încep cu sintagma a fost odată, însă povestea Invictus România începe cu a fost, este și va continua, pentru că nu se va sfârși niciodată.